Doamnelor și domnilor, prietenul nostru, Șerban Copoț, a lansat aseară, alături de prieteni, bunici, părinți și mici exploratori, un manual de supraviețuire, manualul micului explorator. Despre ce este vorba, cine a fost la lansare, dar mai ales ce pregătește Șerban în platou alături de piticul lui, în ceva momente la Neața. Acum vedem imagini de aseară. Șerban Copoț le-a amintit invitaților cât de important este pentru copil să petreacă mult timp în natură și cum să protejeze tot ceea ce ne înconjoară. În primul rând îmi doresc ca ei să învețe să iubească natura. În momentul în care o iubesc, atunci ei o să și poată să o protejeze. Tehnicile pe care le descriu în carte sunt niște tehnici cunoscute la nivel mondial, nu am inventat eu gaură la covrig, dar îi ajută pe ei să se dezvolte și să devină niște adulți care știu să se descurce în orice fel de situație. Manualul exploratorului conține informații concrete pentru părinți și copii, de la cum se organizează bagajul pentru o drumeție până la cum se citește o hartă, de asemenea cum se acordă primul ajutor în diverse situații. Sunt 15 capitole și abordăm, începem cu începutul, cum să te îmbraci când pleci într-o drumeție, cum trebuie să-ți faci rucsacul, ce trebuie să iei în rucsac, după aceea cum faci un adăpost, cum se alege locul special pentru adăpost, cum se face un foc corect, pentru ce, ce fel de foc, pentru gătit, pentru încălzit, pentru... După aceea cum să ne... cum să pescuim, cum să ne procurăm hrana, cum să deosebim urmele de animale, până ajungem la tehnici de prim ajutor. Uite, cred că sunt deja experți în asta, pentru că am văzut că i-ai luat cu tine în tot felul de drumeții. Ei iau cu mine în drumeții, dar abia aștept să parcurg cu ei cartea, pentru că încă e mic, Teddy, are 7 ani. Ce înseamnă să fii explorator? Să explorezi lumea. Ai explorat-o? Da. Nu chiar pe întreagă, dar... Mai plănuim să mergem și în locuri noi. Care este cea mai tare experiență pe care ați avut-o voi până acum? Când am prins prima mea șopârlă și am mai văzut cu 3 care nu le-am prins și cu una care am vrut să o prind, dar n-am reușit. Eram într-o tabără și știu că erau șopârle la soare și am prins una și m-am dus la colegii mei și le-am arătat. Ia uitați, am prins o șopârlă și erau toți, wow, ce tare! Că spun cât de important este pentru cei mici să exploreze natura și să aibă parte de peripețiile astea din copilăria noastră. Băi, e important. Nu știu cum. Eu nu suport tabletele și telefoanele. Adică fiul meu nu are telefon, tabletă nu avem de vreo 3 ani de zile. Stăm la curte și ne jucăm cât mai mult afară. Eu susțin foarte mult proiectul lui Șerban și mă bucur că a vrut să fac asta și și-a dorit foarte mult și știu cât a muncit, știu cât și-a dorit. Că am stat nopți întregi în mizerie și în alea și am dormit pe unde am dormit și am petrecut 3-4 săptămâni împreună și știu că... Adică ar fi făcut orice pentru această carte, pentru manualul exploratorului. Cartea este primul pas al unui demers mai amplu care își propune să învețe pe copii și părinți cum să se bucure împreună de natură și cum să o protejeze. Ce sfătuiești pe părinții care poate încă nu s-au gândit la ideea? Păi uite, eu vă dau ideea asta. Luați manualul și o să vedeți că acolo sunt o grămadă de activități pe care le puteți face împreună. Nu neapărat pe munte, poți să înveți noduri și acasă. Sunt o grămadă de jocuri pe care le poți să faci. Poți să înveți să faci noduri legat la ochi, sunt 11 feluri de noduri. E foarte interesantă și acesta e o unealtă care apropie familia. Noi nu suntem împotriva tehnologiei, nici departe, dar ideea e ce faci când rămâi fără semnal. Ai cartea la tine, manualul exploratorului, atunci când umbli în drumeții, o pui în rucsac și crede-mă că o să te poți descurca în orice fel de situație. Am fost fan Asia Express sezonul acesta și între băieții l-am admirat pe Șerban pentru că de atâtea ori făcea referire la alți tați cu băieți în general, dar mai ales la ce urma să se numească manualul exploratorului. Tot ne dădea hinturi și nu știam că asta se va transforma atât de repede într-o carte. Doamnelor, domnilor, alături de noi Șerban Copoț și fiul său Teddy. Neața, neața. Bună dimineața.
Bună! Salut, bărbate! Bună, dragule! Bine ai venit! Bună! Ce drăguț ești! Bună, Șervan! Ea este educatoarea noastră. Da. Să-ți dai jos ghiozdănoiul! Bine ați venit pe la noi! Ca orice explorator, bineînțeles, mulțumim de invitație. Tot ce le trebuie, nu știi când rămâi în București. Da, nu, rătăcit. Da. Să întâlnești vreo vulpe în București, prin Doroban, și nu știi ce să faci. Corect, facem, fugim sau nu fugim. Gata, oficial avem cartea, dar tu ne-ai momit de ceva timp cu ea. Eu nu știu că ea e în lucru atât de departe și că va ieși atât de repede. Păi e în lucru de 6 ani de zile, cartea. Da, în Asia, după ce m-am întors din Asia, am pus punctul. Am reușit să-mi dau seama care este ordinea capitolelor și să o încropesc. Eu am tot lucrat la ea, dai seama că am strâns informație, e foarte multă informație în piață și bătălia a fost să o iau, să o interpretez ca pentru un copil, să o ilustrăm foarte bine, avem parte de niște ilustrații. E foarte fain ilustrată, trebuie să recunosc frumos treaba făcute asta. De către Adrian Barbu, un ilustrator din Cluj. Măi, prietenul al nostru foarte drag. Trage Dani de acolo. Stau busolă. Fii atent, Teddy, pe vremea mea cărțile se deschideau așa, făceai puh. Da, și acum se deschid la fel. Băi. Cartea e protejată? Da. Are o contracopertă. Da. A, ce tare. Da, și am lucrat la ea încercând să adun cele mai importante informații pentru ei. Ca să vă arăt, cartea este ilustrată chiar pe înțelesul tuturor. Da. Toate obiectele sunt așa desenate aproape ca în abecedar. Foarte pe înțelesul meu. Mi-e drag tare felul în care ați făcut treaba asta. O să vorbesc și cu Teddy un pic, pentru că el e principalul utilizator al manualului. Bună dimineața, da. Teddy. Bună dimineața. Câți ani e acum? 7 jumate. Nu trebuia să fii la școală dacă îmi fac un calcul bun astăzi? Astăzi am venit aici. A, deci ești scuzat la școală. Da. Gata, am înțeles. Tu te-ai uitat la Asia Express să-l vezi pe tati cum se chinuia acolo? Da, foarte. La fiecare episod. Te-ai uitat la fiecare episod? Da. Și ai văzut că uneori a și suferit? De foame, de oboseală. Da. I-a fost și lui greu. Da, da, și altor... de cald. Și a fost și cald. Dar altor s-a și distrat, ai observat. Da. Ce important e că a avut o gașcă de prieteni. Da. Da. De ce e important să știm să facem un nod? Am văzut că aici aproape un capitol întreg despre noduri. De ce ar trebui eu să știu să fac un nod? Cum ar fi dacă vrei să faci o plută și ești naufragiat, trebuie să înveți să faci noduri. A, ca să poți să leg lemnele. Da, ca să faci pluta. Dar, de ce ar trebui să știu să fac focul, de exemplu? Focul ca să-ți fie cald și... să nu-ți fie frig, să... În pădure. Dar oamenii au și brichetă, de exemplu. Bricheta nu se folosește în pădure pentru că poate să ia foc pădurea. Da, și poate nu o ai. Da. Sau s-a udat. E foarte bine, e foarte bine. Te descurci foarte bine. Am văzut în filmuleț că ai prins unul din momentele importante din viața ta. A fost când ai prins prima șopârlă. Iartă-mă că-ți spun, dar aici, la noi, în echipă, nimeni nu se apropie la un metru de șopârle pentru că ne e frică de ele sau ne scârbă, cum să zic. Tu nu ai frica asta? Nu. Ok. Nu are. Îi plac și șerpii și șopârle, el iubește toate animalele. Ok. Chiar și astea reci, așa? Da. Da. Ok. Cred că taică-s. Deci tu n-ai teama asta de... N-ai văzut și ți-a părut că mi-a fost frică de cobra aia? Frică pentru televiziune și pentru marele premiu. Mori, nu mai ții cont de nimic, nu. Și tata a mai văzut și cu un șarpe veninos când s-a dus într-o... O viperă. Și nu i-a fost frică? Nici atunci? Am fost cu băgare de seamă, întotdeauna trebuie să ai băgare, să lucrezi cu mare băgare de seamă. Am înțeles. Când vezi vipere, să ai bățul de drumeție cu tine. Trebuie să fii pregătit în general și dacă sunt vipere foarte veninoase, trebuie să tropăi. Da. Ca să le sperii. Ca să fugă vipera. Am înțeles. Unde ați fost cel mai departe de civilizație împreună, vreau să știu. Teddy, vreau să spun că a cucerit 3 vârfuri. Rețitiș din Călimani, Harghita Mădăraș și Hășmașul Mare. Pe jos sau ai fost pe jos? S-au dus în brațe. Pe jos.
În rucsac. Te-au băgat în rucsac. Pe jos. Pe jos? Tu cu picioarele tale? Da. Mi se pare picioarele super tare. Eu apreciez părinții care inclusiv pun un cort în curtea pensiunii și zic, bă, noaptea asta eu și puștul meu stăm la cort. Pentru că învață lucruri, toate lucrurile astea sunt, te clădesc și te fac mai puternic mai târziu. Altfel, la căldurică și să dai drumul la centrală, cred că poate oricine. Da. Și este frumos că se leagă altfel, se creează niște amintiri foarte frumoase atunci când pleci cu familia într-o drumeție scurtă, într-o excursie, în sfârșit. Cert e că noi, prin programul ăsta, prin Liga Exploratorilor, organizăm un concurs în care 90 de copii pot merge cu noi într-o tabără la vară, la Straja. Să ne urmărească pe site, pe www.ligaexploratorilor.ro, pentru că se va întâmpla această tombolă și vom alege 90 de copii. 90 de copii? 90 de copii, dar avem 15 instructori exploratori care se vor ocupa de ei, alături de noi, de echipa de la Generația Verde. Puteți să ne urmăriți și pe Instagram și acolo o să vedeți că eu o să-mi dau rucsacul din Asia Express. Cadou? No. Yep, da, îl dau. Ăla e o valoare. Îl dau. E o valoare și vreau să se bucure și altcineva de el. Vreau să de... pornesc. Nu, nu. Da, dai seama că are o valoare foarte importantă. Cred că l-ai văzut de atâtea ori încât... O să mi se facă foarte dor de el, dar îl dau cu drag. Și uneori foarte foame când îl vezi. Oho! Deci, foarte cald. Pe Liga Exploratorilor sau pe pagina lui Șerban puteți găsi concursul ăsta. Da. Puteți fi unul dintre cei 90 de copii ce merg în vacanță. Teddy, mă ajuți cu ceva? Ramona este cea mai tânără habarnistă. Este cea mai tânără dintre noi și nu știe să facă lucruri dacă ajunge în pădure, ba mai mult e și frică de foarte multe chestii. Uh-huh. Ai ști să o înveți foarte pe scurt, așa ca de televiziune, ceva ce să-i folosească toată viața? Da. Ce anume? Să învețe să facă focul. Ar putea să facă focul? Da. Fără brichetă de la Răzvan. Fără. Super. Ok. Hai, mă înveți? Da, de ce avem nevoie? Să-mi spui, mă duc să-ți aduc punct de gâscă. De amnarul meu de... Scoate-te. De aici. A, tu ai amnarul tău? Da, și o tavă. O tavă. Ramona, iau de la Vlăduț o tavă și... Amnar și o tavă. Și... O să vină puberul aici. Unde? O să lucrăm, o pun aici, o să lucrăm aici pe masă, lângă miel și ouă. Bun, ce e asta? O bumbac. Bumbac. Ok, care e bine să fie la noi pentru orice... Asta este amnarul. Da. Amnarul are marea calitate că inclusiv în situații de umezeală, când un chibrit nu funcționează, el funcționează oricum. Da. Bun. Văd că ai și brișcă. Briceac. Wow! Păi stai, a fost prea repede. Prea repede. Deci mie îmi trebuie un amnar, sau cum ai zis să-l numește? Dă-mi și ție un amnar, uite aici. Îmi dai tu, amnarul tău, pofie. Amnar. Ia, dă și mie să fac, dă-mi și bumbac. Imediat îți dăm și ție. Am bumbac. Înțeles. Și după aceea, ce, ca să persiste focul, presupun că... Șerban e atât de puternic încât pune mâna și pe foc. Deci pun aici și dau invers, cu... Invers. Așa dau. Aolo. Ferm, nu? Trebuie să fii mai ferm. Să apese mai tare. Zi. Apasă mai tare. Doamne, ferește. Mai tare. Hai, Șerban, să folosești microfonul. Aha, ne apropiem. Mai tare. Mai tare. Sunt explorator, Dani, putem să mergem în pădure. Așa este. Dacă vrei să merg cu cortul... Cu două paranteze mici, unul foarte mulți părinți sunt obsedați de treaba asta cu focul. E, asta e versiunea corectă în care învățăm ce facem și ce nu facem cu focul, dacă mă înțelegeți. Wow. Și nu faceți în pat. Și doi, lumea zice, da mă, dar eu trăiesc în București, într-un cartier de lux. Ce treabă am eu cu exploratul și cu ieșitul în pădure? Păi ajung oamenii la 30 ceva de ani și vin cu noi la pădure, la enduro, de exemplu, sau se apucă de un sport, de munte, și se trezesc în situații dubioase, cu o fractură, cu un om care trebuie ținut la cald în pădure până vin ajutoarele. Și atunci îți dai seama, după 30 de ani, că părinții tăi n-au făcut ce trebuiau să facă cu tine atunci când erai micuț. Cărți ne dai? Da, uite, am aici cadou pentru Răzvan. Pentru băieții, pentru copiii lui. Pentru copiii lui Răzvan. Da, pentru copiii lui. Răzvan. Și pentru copilașul lui Amalia. Uite aici avem un cadou. Păi stai. Mersi tare mult. Voi ce să zic? Voi... Păi și cum facem? Uite care e treaba. Amnar.
Amalia să-și mai facă unul și n-au eu ăsta. Eu promit să vă mai aduc. Noi am avut ieri lansarea și vă dați seama că am epuizat tot ce aveam. Mulțumim! Hai că dacă... Dar eu promit să mă întorc la voi și să vă aduc și voi. Are și scrisoare. Drag exploratorule, fă copii, scrie aici. Mulțumim, Șerban, un exemplu de dat în lumea tăticilor. Mai ales tăticilor de băieți. Să ne vedem cu bine după o scurtă.